Bună ziua, vă spun și asta și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi este duminică, 12 aprilie 2020. Pentru vizitatorii mei și urmăritorii mei catolici, vă spun Paște fericit, să aveți un Paște minunat, binecuvântat, cu tot ceea ce vă doriți. Multă sănătate, liniște sufletească, lumină în suflete și în casele voastre și tot ce vă doriți voi. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică. Vom folosi, la sugestia unora dintre voi, mai multe seturi de cărți pentru a acoperi mai multe zone, da? Mai multe aspecte din viața noastră. Deci vom folosi setul Îngerii Abundenței, setul Note de la Univers și setul Ceștii de Ceai. Din fiecare vom extrage câte o carte și vom vedea ce mesaje primim. Deci, începem cu setul Îngerilor Abundenței, care a fost creat de autoarea Dorin Vârciu. Și vom vedea ce mesaje primim, da? Deci pentru a atrage abundența. Apoi setul Note de la Univers a fost creat de autorul Mike Dooley. Note de la Univers. Vom vedea ce mesaje primim de la Univers. Și setul Ceștii de Ceai, care acoperă, după cum știți, zona iubirii. La fel vom extrage o carte. În acest fel vom vedea în mai multe arii, în mai multe aspecte ale vieții noastre, ce mesaje primim și cum ne putem aranja viața pentru ziua respectivă. Și haideți să vedem. Deci, de la Îngerii Abundenței avem ridică-te sau promovează-te. Felicitări, o creștere în zona abundenței te așteaptă. Acesta este un rezultat al pozitivității tale și concentrării tale pozitive pe a obține cât mai mult în viața ta și cât mai bun, să treci la acțiune bazate pe ghidările divine. Cartea îți recomandă să faci în continuare acest lucru pe care l-ai făcut până acum, de să gândești pozitiv și să acționezi pozitiv, da? Ceea ce îți va aduce ghidări divine și, bineînțeles, îți va îmbunătăți și îți va crește abundența. Deci, ridică-te sau promovează-te, este mesajul. Îngerii Abundenței ți-au trimis această carte astăzi ca un semn că ar fi timpul să ceri o mărire sau o promoție. Sau, cum spune și mesajul cărții, în curând vei primi acestea toate fără să ceri. Doar prin afirmațiile tale pozitive și prin munca ta pozitivă care ai desfășurat-o până acum. Dacă ești, lucrezi în, și ești propriul tău șef, această carte îți reamintește că este momentul potrivit și momentul oportun și sănătos de a te recompensa, cum ar veni. Nu e nevoie să investești tot profitul care îți vine din businessul tău, dar ceva
care să te facă fericit, îți este permis pentru a te pentru a-ți fi recompensată munca. Dacă lucrezi pentru altcineva ca să ceri o mărire sau o promoție, sună câteodată intimidant, da? Ca o intimidare, dar nu există niciun risc dacă faci acest lucru. Cartea îți recomandă să treci de frici și să îți ceri ceea ce este al tău dacă crezi că te încadrezi pentru o mărire sau o recompensare, sau pur și simplu să fii recunoscut că îți faci munca cum trebuie, totuși este o recompensare, da? Și nu trebuie să-ți fie frică că iei anumite riscuri. Trebuie doar să-ți pui punctul de vedere. De la note de la Univers avem următorul mesaj. Fiecare avere, medaliile de aur, trofeu, fiecare întoarcere, fiecare triumf sau celebrare, fiecare sărut, îmbrățișare sau strângere de mână, a fost prima dată un gând, apoi a fost o șoaptă, apoi a fost un vis. Foarte frumos. Universul, da? Se semnează Universul. Deci, fiecare din toate acestea a fost prima dată un gând, apoi a fost o șoaptă, apoi a fost un dream care se poate împlini. Apoi, de la setul ceștii de ceai, avem cartea sofisticare sau o doamnă rafinată, delicată, elegantă. Deci, rafinament, sofisticare, eleganță. Avem aici următoarele indicii. Discernământ, standarde ridicate, să-ți dorești doar ce este mai bun, calitate și valori ridicate. Cu un aer de statut de valoare ridicată, da, proprie, cu multă confidență, îți va aduce bărbatul pe care tu ți-l dorești, care crede și urmează aceleași standarde ridicate ca și tine. Ești conștientă de valoarea de sine, crezi și îți susții aceste valori ridicate, ceea ce îți ridică energia și va atrage acel tip de bărbat care știe să te prețuiască și să-ți ofere tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce îți dorești tu. O femeie cu valori ridicate își știe valoarea și nu va permite niciodată să fie pe locul 2 sau orice altceva care este pe locul 2 sau care nu este cel mai bun, care nu este perfect. Țineți capul ridicat, cu confidență, cu încredere în tine, fii confident, cu stil și cu prestanță și vei atrage sau vei deschide ușa bucuriei, a fericirii și a abundenței în viața ta. Vei atrage tot ce este mai bun și vei atrage iubirea pe care ți-o dorești și pe care o ai în suflet și o dăruiești și tu la rândul tău. Bărbatul care te tratează așa cum îi tratezi și tu pe alții și îi respecti pe alții și pe tine, în primul rând, va apărea în curând în viața ta. Deci ești o femeie rafinată, ca și doamna de la, din imaginea noastră. Ești o femeie care se respectă pe sine, care respectă pe cei din jurul lor, își dorește tot ce este mai bun, perfecțiunea, dacă vreți, are valori foarte standarde, foarte ridicate, nu permite niciodată să fie pe locul 2. Așa trebuie să fii și tu, ca doamna din imaginea noastră.
Și un om, un bărbat care va aprecia aceste standarde ridicate, te va aprecia și pe tine și dacă nu îl ai încă în viața ta, va apărea foarte curând. La fel îți spune și îngerii, îți spun și îngerii abundenței, felicitări, o creștere de abundență este pe cale să vină la tine, da? Te așteaptă. Și acesta este rezultatul pozitivității tale și al acțiunilor pe care le-ai făcut până acum, ceea ce divinitatea și planul divin lucrează, da? Și îți mai recomandă să păstrezi această muncă, această acțiune în continuare la fel de bună ca și până acum și nu ar fi exclus dacă ești propriul tău șef să te recompensezi, să te premiezi dacă vrei și nu trebuie să-ți bagi tot profitul în acel dar pe care ți-l faci singur sau singură, poate să fie orice care te face bucuros și fericit și care te face să te simți că ai fost recompensat. Dacă lucrezi pentru altcineva, poți să ceri o mărire sau o recompensare sau o promovare, chiar dacă nu este de ordin material, financiar, poate să fie o recunoaștere în echipă, în team, la locul de muncă, orice ar putea să îți fie apreciată în munca în colectiv, te va face să te simți, bineînțeles, apreciat și promovat. Treci de frici, dacă ai anumite frici, nu trebuie să îți fie frică, trebuie doar să-ți pui punctul de vedere că meriți, ți-ai dat tot ce-i mai bun la locul de muncă și pentru acest lucru, sigur, fiecare merită o recompensă sau o apreciere, da? Iar de la Mike Dooley avem un mesaj foarte real și foarte adevărat. Fiecare avere, medalie de aur, trofeu, fiecare reîntoarcere, triumf sau celebrare, fiecare sărut, îmbrățișare sau strângere de mână a fost prima dată un gând. Da? De acolo pornește construirea realității noastre. Apoi a fost o șoaptă și apoi a fost un dream, un vis. Și se semnează universul. Foarte frumos și real mesaj. Eu vă spun aproape în fiecare videourile pe care le fac, gândiți pozitiv, acționați pozitiv, visați tot ceea ce vă dorește inima. Și noi suntem capabili să ne realizăm și să ne construim viitorul și planul nostru, dacă vreți, în funcție de ceea ce visăm, de ceea ce afirmăm, de ceea ce vorbim, de ceea ce visăm. Da? Visați pozitiv întotdeauna și acționați pozitiv. Nu vă fie frică! Cam acestea au fost recomandările zilei de 12 aprilie. Este Paștele Catolicilor, un Paște fericit. Vă doresc celor care sărbătoriți astăzi Sfintele Sărbători de Paști, iar pentru ortodoxi, la mulți ani tuturor care serbează nume de floare, da? Sunt floriile astăzi. La ortodox și vă doresc multă sănătate în continuare, succese în tot ceea ce faceți, multă iubire, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!